Capitolul 10 Anakin Skywalker și Jar Jar Binks stăteau în pragul ușii care despărțea dormitorul pe de anticamera în care Anakin și Obuan veghiseră cu o seară în urmă. Uitându-se prin încăpere spre fereastra spartă, cei doi priveau orizontul neregulat al clădirilor coruscantului și nesfârșitele linii de trafic. Pedme și dorme se grăbeau prin dormitor, strângând bagajele, iar din mișcările bruște ale tinerei senator, Anakin și Jar Jar știau că era mai prudent să se țină la depărtare de Amidala, care era furioasă și nemulțumită. Așa cum îl rugase, cancelarul Palpatine intervenise și ceruse pe Dmei să revină pe Nabu. Ea se supusese, dar asta nu însemna că ar fi fost încântată. Suspinând adânc, Pedme se îndreptă și se apăsă cu o mână pe șalele care o dureau de atâtea plecări și ridicări. Oftă încă o dată și se apropie de cei doi. Voi lipsi o durată neprecizată. Se adresă ea lui jar, jar cu glas sobru și grav ca și cum ar fi sperat să transmită și gunganului mototol o parte din seriozitatea aceea. Responsabilitatea ta va fi să-mi locul în senat. Domnule reprezentant Binks, știu că mă pot bizui pe tine. Eusa este onorată să bâlbâi jar-jar stând cât putea mai drept, deși capul îi se clătina într-una și urechile îi se bălăbâneau putea îmbrăca un gungan în veșminte de demnitar, însă natura lui nu era de nedeschimbat. Poftim! Glasul Pedmei era sever și trăda mai mult decât simpla exasperare. Îi încredința ceva important lui Jar Jar și în mod vădit nu era încântată să-l vadă comportându-se în vechiul lui stil prostesc. Evident stânjenit, Jar Jar își trese glasul și își îndreptă pe cât putu mai bine ținuta. Eusa este onorat să-și asume asta sarcină grea. Eusa acceptă cu multă, multă umilință și eu. Jar, Jar nu vreau să te mai rețin, îl întrerupse Pedme. Sunt convinsă că ai foarte multe de făcut. Desigur, Lady, plecându-se foarte adânc, de parcă ar fi încercat să se folosească de pretextul acela pentru a ascunde faptul că se înroșise ca un crab de foc darelian. Gunganul se răsuci și plecă, fulgerând un zâmbet luminos spre Anakin, când trecu pe lângă el. Ochii padauanului îl urmară, totuși orice ușurare sau sentiment de tihnă pe care le simțișe după ultimele replici dispărură peste o clipă, când pedmei se adresă pe un ton apăsat care îi reaminti că ea nu se găsea într-o stare de spirit prea grozavă. Nu-mi place ideea să mă ascund. Nu-ți face griji. După ce Consiliul Jedi a ordonat investigația, Maestrul Oboan nu va avea nevoie de prea mult timp ca să afle cine l-a tocmit pe vânătorul de recompense. Ar fi trebuit să fi procedat așa din capul locului. Este mai bine să pornești la ofensivă împotriva unei amenințări și să descoperi sursa, în loc să încerci să reacționezi față de urmările ei. Ar fi dorit să continue, să-și afirme meritele pentru că solicitase de la început o asemenea investigare, să-i facă cunoscut pe Dmei că el avusese dreptate din capul locului și că abia după mult timp Consiliul ajunsese la modul său de a gândi. În același timp vedea însă că ochii ei începuseră deja să arunce scântei, așa încât se domoli și o lăsă să vorbească. Iar eu va trebui să stau ascunsă, cât timp investigează maestrul tău. Da, ar fi cel mai prudent. Pedme suspină frustrată. Nu am lucrat un an de zile pentru a respinge legea instituirii forței armate, ca acum să nu fiu aici când i se va decide soarta. Uneori trebuie să renunțăm la mândrie și să facem ceea ce ni se cere, replica Anakin, o declarație destul de neconvingătoare, venind din partea lui și, chiar în clipa când termină de rostit cuvintele, știu că probabil n-ar fi trebuit să formuleze lucrurile chiar așa. Mândrie! Explodă răspunsul ei. Anie, ești tânăr și nu ai o înțelegere prea exactă asupra politicii. Îți sugerez să-ți păstrezi părerile pentru altă ocazie. Îmi cer iertare, Lady, încercam doar să... -l. Anie. Nu, te rog să nu mai spui așa. Poftim, Anie. Te rog să nu mai spui, Anie. Din totdeauna ți-am spus așa. Nu este numele tău. Numele meu este Anakin, răspunse tânărul calm și o privi ferm. Când spui Anie, este ca și cum aș fi tot un băiețel. Și nu mai sunt. Pedmetă cu și examină, din creștet până în tălpi, încuvințând încetișor din cap după cel cercetase complet. Anachin îi zări sinceritatea de pe chip când ea aprobă, iar tonul tinerei căpătă de asemenea mai mult respect. Îmi cer iertare, Anakin. Este imposibil să neg ca e că te-ai maturizat. Padawanul simți în tonul ei o aluzie, recunoașterea faptului că acum era într-adevăr un bărbat și poate chiar unul arătos. Lucrul acesta, la care se adăugă surâsul fugar aruncat de pedme, îl făcu să se îmbujoreze și să se descumpănească. Găsi un ornament pe un raft lateral și, folosindu-se de forță, îl ridică și îl menținu plutind deasupra palmei, având nevoie de distragerea aceea. Cu toate acestea, fu nevoit să-și dreagă glasul pentru a-și acoperi stânjeniala, deoarece se temea că avea să-l trădeze, atunci când recunoscu. Maestrul Oboan nu izbutește să vadă asta. Îmi critică fiecare acțiune, de parcă aș fi tot copil. Nu m-a ascultat atunci când am insistat să pornim în căutarea sursei atentatelor. Mentorii văd mai multe dintre slăbiciunile noastre decât ne-ar plăcea, în cuvință Pedme. Doar așa evoluăm. Anakin se juca absent cu forța, ridicând în aer micuțul ornament globular și manipulându-le. Nu mă înțelege greșit, zise el este un mare mentor, înțelept ca maestrul Yoda și puternic ca maestrul Windu sunt cu adevărat recunoscător că-i sunt ucenic. Atât doar că făcu o pauză și clătină din cap, căutându-și vorbele. Atât doar că, deși sunt un ucenic padawan, din unele puncte de vedere, din numeroase puncte de vedere, mă aflu cu mult înaintea lui. Sunt pregătit pentru testele finale. Știu asta. De altfel, o știe și el consideră însă că sunt prea imprevizibile alții de vârsta mi-au susținut testele și le-au absolvit. Știu că mi-am început instruirea târziu, dar Oboan nu mă îngăduie să trec mai departe." Expresia pedmei deveni interesată și Anakin îi putu înțelege perfect surprinderea, înrucât și el se simțea surprins pentru că vorbea atât de deschis și de critic despre Oboan. Își spuse că ar fi trebuit să înceteze imediat și se mustră în gând. Apoi însă pedme rosti pe un ton plin de înțelegere și simpatie. Trebuie să fie foarte frustrant. Este mai rău decât atât." striga Anakin, afundându-se doritor în locul acela plin de căldură. Este exagerat de critic. Nu mă ascultă niciodată. Pur și simplu, nu înțelege. Nu-i corect. Ar fi ținut-o așa într-una, dar pe începu să râdă și asta l-o pe Anakin ca o palmă primită pe obraz. Iartă-mă, rostia printre chicote. Ai vorbit exact ca băiețelul pe care l-am cunoscut cândva, atunci când nu obținea ceea ce-și dorea. Nu scâncesc, în niciun caz, din capătul opus al încăperii, dorme început de asemenea să chicotească. N-am spus asta ca să te jignesc, explică Pedme. Anakin inspira adânc, apoi expiră tot aerul din plămâni și umerii se destinseră vizibil. Știu, părea mărât, dar nu demn -mi de milă, ci ca un sufletel rătăcit. Pedme nu putu rezista, se apropie de el, ridică mâna și îl mângâie ușor pe obraz. Anakin, pentru prima dată de când se reîntâlniseră, se uită cu adevărat în ochii albaștri ai Padawanului, fixându-i, astfel încât amândoi putură să vadă dincolo de aparențe, astfel încât amândoi putură să citească în sufletul celuilalt. Fusese un moment trecător, întrerupt de diplomația pedmei, care schimbă iute starea de spirit printr-o rugăminte sinceră, dar în același timp amuzată. Încearcă să nu te maturizezi prea repede. Sunt deja matur, replica Anakin, ai spus-o chiar tu, Încheie fraza în mod sugestiv, privind din nou adânc în ochii. Ei căprui și frumoși, de data aceasta chiar mai intens, mai pasional. Te rog, nu te mai uita așa la mine, rosti mentor cânduse. se De ce? Fiind că îmi dau seama ce gândești. Anakin întrerupse încordarea, sau încercă să o facă, izbucnind în râs. Aha, deci tu ai puteri jedi? Pedme se uită o clipă pe lângă Padawan și o zări pe dorme care o privea cu evidentă îngrijorare, fără a mai încerca să-și ascundă interesul înțelese îngrijorarea aceea, ținând seama de poteca stranie și neașteptată pe care o luase conversația. Îl privi deschis pe Anakin și vorbi pe un ton care nu mai lăsa loc discuțiilor. Mă face să mă simt ne la locul meu. Anakin cedă și-și feri ochii. Iar mă Lady, rosti el pe un ton sec și se retrase un pas, îngăduindu-i să-și reia în pachetatul. Redevenise simplul bodyguard, dar nu era numai atât, pe o știa, oricât de mult și-ar fi dorit să fie adevărat pe o planetă scăldată de ape și biciuită de vânt, la marginile cele mai îndepărtate ale inelului exterior, un tată și fiul său stăteau pe o bordură de metal negru strălucitor, privind cu atenție în puținele ochiuri mai calme create de curenții ce se învolburau în jurul giganticei coloane care se înălța din oceanul turbulent. Ploaia se domolise nițel, o ocazie rară în împărăția aceasta acvatică, îngăduind măcar o zonă de suprafață calmă, iar cei doi se uitau cu atenție, căutând siluetele întunecate, lungi de un metru, ale peștilor rulou. Stăteau pe bordura cea mai de jos a unuia dintre pilonii mari ce susțineau Tipoca, cel mai mare oraș de pe planeta Camino, un ansamblu de clădiri cu suprafețe rotunite și lucioase, pentru a devia vânturile permanente, nu perfect plate, care să caute să se împotrivească furtunilor. Pe Camino, clădirile fusese construite, sau cel puțin modernizate, de cei mai buni arhitecții ai galaxiei, care înțeleseseră perfect că modul cel mai bun prin care te putea înfrunta cu forțele naturii unei planete era să le ocolești cu dibăcie. În toate portalurile se zăreau ferestre uriașe din oțel transparent și tatăl, Jango se întrebase adesea de ce caminoanii, ființe înalte și subțiri, alburi, cu ochiuriași și migdalați pe capetele alungite de la extremitatea gâturilor lungi cât brațul său, doreau atât de multe ferestre. Ce altceva puteau zări pe planeta aceasta violentă decât apele care se rostogoleau veșnic în talazuri și ploile puternice, aproape permanente? Până și Camino avea totuși momentele sale frumoase, iar Jango bănuia că totul era relativ. Ca atare atunci când văzuse că nu ploua foarte tare, își luase băiatul afară. Acum îl atinse pe umăr și indică din bărbi spre un ochi liniștit de apă, iar puștiul, cu chipul scăldat în exuberanța unui băiat de 10 ani, își ridică perforatorul, un atlat alimentat cu rafale ionice și ținti cu precizie perfectă. Nu folosi unitatea de oir cu laser, care se ajusta automat pentru indicele de refracție al apei nu prinderea acestei prăzi urma să fie un test exclusiv al iscusinței sale. Expira adânc, așa cum îl învățase tatăl, utilizând tehnica respectivă pentru a rămâne perfect nemișcat. Apoi, când prada se întoarse pieziș, își repezi mâna înainte, azvârlind proiectilul la numai un metru de brațul său întins, partea posterioară a proiectilului să clip fulgerător cu o rafală bruscă și scurtă de energie care îl propulsă ca pe o salvă blaster, făcându-le să pătrundă în apă și să lovească peștele în flanc, străpungându-le cu vârful din pat. Cu un țipăt de încântare, băiatul răsuci mânerul atlatlului, blocând firul aproape invizibil, dar incredibil de rezistent. Când peștele se îndepărta de îndeajuns pentru a întinde struna, băiatul roti lent și decis mânerul, trăgând prada la el. Bine executat, îl felicită Jango. Dacă însă l-ai fi lovit cu un centimetru mai în față, i-ai fi retezat mușchiul primar aflat imediat sub branhi și ar fi fost complet neajutorat. Băiatul dădu din cap, fără să fie deranjat de faptul că tatăl lui, mentorul lui, putea descoperi greșeli întotdeauna, chiar și în succese. Băiatul știa că iubitul său, tată, proceda așa numai fiindcă îl silea să tindă spre perfecțiune iar într-o galaxie plină de pericole, perfecțiunea îngăduia supraviețuirea. Băiatul își iubea tatăl chiar mai mult, pentru că ținea într-atât la el încât să-l critique. Jango se încorda brusc, simțind o mișcare în apropiere, un pas sau poate numai un miros, ceva care îl anunță pe excelentul vânător de recompense că el și fiul său nu erau singuri. Pe Camino, animalele dușmănoase nu existau decât hât departe, în pustiurile acvatice, unde bântuiau gigantice creaturi cu tentacule aici deasupra apei. Cu excepția caminoanilor în sine nu existau multe forme de viață și de aceea Jango nu fu surprins să vadă că era vorba despre unul dintre băștinași, Taunue, legătura lui obișnuită cu caminoanii. Salut, Jango, rosti făptura înaltă și subțire, ridicând un braț suplu într-un gest de pace și prietenie. Jango în cuvință din cap, dar nu zâm. De ce venise Taunue aici, ca își părăseau rare ori orașul din globuri, și de ce îl întrerupsese când se afla alături de fiul său. În ultima vreme nu ai fost înăuntru, observă Taunue. Am avut lucruri mai bune de făcut. Cu copilul tău, drept răspuns, Jango privi băiatul, care țintea alt peșterul ou. Sau cel puțin așa părea să facă, își dădu el seama și înțelegerea aceea determină o aprobare știutoare și satisfăcută din partea ursuzului vânător de recompense își inițiase cu pricepere fiul în arta înșelării și amăgirii, în a lăsa impresia că faci un lucru, deși, în realitate, faci cu totul altceva. De exemplu, să asculți conversația și să măsori fiecare cuvânt al lui Taunue. Se apropia 10 a aniversare, explică Caminoana. Jango se răsuci spre ea cu o expresie acră. Crezi că nu știu când este ziua lui Boba. Dacă pe Taunu o tulburase câtuși de puțin replica tăioasă, chipul cu trăsături delicate nu se trădă suntem pregătiți să începem din nou. Jango privi la Boba, una dintre miile sale de copii, dar singura care era o clonă perfectă, o replică exactă fără modificări genetice care să-i sporească obediența și singura care nu fusese maturizată forțat. Grupul care fusese creat alături de Boba ajunsese deja la maturitate și toți membrii săi erau luptători adulți, perfect sănătoși. Vânătorul de recompense considerase că politica de accelerare a procesului de maturizare era o eroare. Oare experiența nu era egală cu genele în privința dobândirii talentelor specifice luptei. Dar nu se plânsese în mod deschis ca minoanilor. El fusese angajat pentru o sarcină specifică, pentru a sluji drept sursă, iar investigarea procesului nu figura pe fișa postului. Tauno înclină puțin capul într-o parte și ochii clipiră lent. Jango recunoscut gestul ca fiind unul de curiozitate și fucât pe aici să chicotească. Caminoanii semănau între ei mult mai mult decât oamenii, mai cu seamă oamenii proveniți de pe planete diferite. Poate că neobișnuitul lor concept de monotonie în cadrul propriei specii făcea parte din procesul lor reproducător tipic, care include acum numeroase manipulări genetice sau chiar clonări directe. Priviți ca societate, ei însemnau practic o singură minte și o singură inimă e părea realmente dezorientată și, într-adevăr, era descumpănită să vadă un om atât de nepăsător față de alți oameni, indiferent dacă aceștia erau sau nu clone. Pe de altă parte, nu tocmai ca minoanii creaseră o armată pentru Republică. Războaiele nu puteau să existe fără unele dezacorduri, nu era așa. Aspectul acesta îl interesa însă la fel de puțin pe jango. El era un vânător de recompense solitar, un sihastru mai precis, ar fi fost un sihastru dacă n-ar fi existat Boba. Lui Jango nu-i păsa câtuși de puțin de politică, de războaie sau de armata compusă din clonele sale. Dacă absolut toate clonele aveau să fie măcelărite, asta le fusese soarta și gata. El nu era atașat de niciuna, privind o parte și căzut pe gânduri. De niciuna, cu excepția lui Boba, desigur din alt punct de vedere însă nu era decât o simplă misiune, bine plătită și destul de ușoară. Financiar vorbind, n-ar fi putut cere mai mult, iar cu adevărat important era faptul că numai caminoanii îl ar fi putut oferi pe Boba, nu doar un fiu, ci o copie exactă. Boba avea să-i dăruiască lui Jango plăcerea de a vedea tot ce ar fi putut el să devină, dacă ar fi crescut cu un tată iubitor și grijuliu, un mentor care să fi ținut suficient de mult la el pentru a-l critica, pentru a-l sili spre perfecțiune. Ca luptător era pe cât de bun putea să fie un vânător de recompense, dar nu avea nici umbră de îndoială că Boba, reprodus și educat pentru atingerea perfecțiunii, avea să-l depășească cu mult, devenind unul dintre cei mai mari luptători pe care-i cunoscuse vreodată galaxia. Ca atare, răsplata cea mai de seamă a lui Jean Goffet era să stea aici, alături de fiul său, replica lui mai tânără, împărtășind împreună momente de liniște. Momente de liniște în tumultul vieții lui Jean Goffet, care supraviețuise dificultăților din inelul exterior și rămăsese singur practic din ziua când învățase să umble. Fiecare înfruntare îl făcuse mai puternic, îl apropiase mai mult de perfecțiune, își lefuise talentele pe care avea să îi le transmită lui Boba, în toată galaxia nu exista nimeni mai priceput care să-l instruiască pe fiul său. Dacă Jango Fett dorea să te prindă, te prindea. Dacă Jango Fett dorea să te ucidă, te ucidea. Nu, nu când dorea lucrurile acelea. Niciodată nu existase vreo implicare personală. Hăituirile, asasinatele erau simple misiuni, și una dintre lecțiile cele mai importante pe care Jango le învățase de la bun început fusese să nu se implice emoțional completa neimplicare emoțională era arma lui cea mai de seamă. Privi spre Taunue, apoi reveni către fiul său și zâmb. Jango putea fi impasibil, mai puțin în clipele pe care le putea petrece doar cu Boba. Alături de Boba exista mândrie și iubire, iar Jango trebuia să acționeze constant pentru a-și păstra la minimum ambele slăbiciuni potențiale. Deși își iubea fiul, deoarece îl iubea foarte mult, îl învățase aceleași atribute de impasibilitate, ba chiar de cruzime din tinerețea sa. Începem procesul imediat ce ești pregătit, rostita unul, smulgându-le din reverie. Nu aveți suficient material ca să-l derulați fără mine. Fiindcă tot te găsești aici, am dorit să fi implicat. Modelul original este întotdeauna opțiunea cea mai bună. Jango dă două ochii peste cap, gândindu-se la acele și sonde de la care l așteptau. Totuși în cuvință scurt, ținând seama de răsplată, era cu adevărat o misiune simplă. Te așteptăm ori când ești pregătit, încheieta unui apoi se înclină, se întoarse și se îndepărtă. Dacă ați aștepta pentru asta, ați aștepta o eternitate, gândi Jango, dar tăcu și reveni la Boba, făcându-i semn să folosească atlatlul fiindcă acum am tot ce mi-am dorit, continuă în minte vânătorul de recompense și privi mișcările fluide ale băiatului, cu ochii. Mișcându-se în toate părțile în căutarea următorului peșterulou. În sectorul industrial de pe Coruscant se aflau probabil cele mai mari docuri pentru mărfuri din toată galaxia. Un șir nesfârșit de transportoare mătăhăloase soseau într-una și macaralele plutitoare gigantice erau gata să le aștepte și să descars milioanele de tone necesare pentru întreținerea orașului planetă, care cu mult timp în urmă devenise prea populat pentru a subzista exclusiv pe seama propriilor sale resurse. Eficiența docurilor era de-a dreptul uimitoare, totuși continuau să fie zbuciumate și uneori realmente paralizate de numărul imens al navelor care andocau și al macaralelor plutitoare. Tot de aici plecau și nave pentru pasageri, destinate sărântocilor de pe Coruscant, care se îmbarcau în curse ieftine la bordul cargoboturilor, mii și mii de oameni ce căutau să scape de nebunia în care se transformase planeta. Anakin și Pedme avansau, îmbrăcați în tunicile maro simple și pantalonii de aceeași culoare cei caracterizau pe emigranți. Merseră împreună spre ieșirea din navetă, apropiindu-se de peron și de pasare la pe care aveau să ajungă la unul dintre transportoarele gigantice. Taifa, dorme și oboană îi așteptau la ușa navetei. Drum sigur, Lady, rosti Taifa cu glas realmente îngrijorat. Era limpede că nu-l încânta de fel ideea de a nu mai avea pe. Pedme sub ochi. Îi întinse lui Anakin două valize mici și îl salută din cap. Mulțumesc, capitane, răspunse Pedme cu voce plină de recunoștință. Ai grijă de dorme. De acum, amenințarea va pluti asupra voastră. Va fi pe mâini bune. Interveniu te dorme. Pedme surâse, aprecind tentativa de destindere a atmosferei. Își îmbrățișă după aceea camerista, strângând-o puternic la piept și își strânsoarea când o auzi că începe să plângă. Nu o să pățești nimic, îi șopti Pedme la ureche. Nu mă gândesc la mine, Lady, ci la tine. Dacă își vor da seama că ai părăsit capitala, Pedmes se desprinse, se îndepărtă la o lungime de braț și izbuti să zâmbească, privind către Anakin atunci protectorul meu Jedi va trebui să demonstreze cât este de priceput. Dormei emise un chicot nervos, își șterse o lacrimă, surâse și dădu din cap. Alături, Anakin își ascunse propriul zâmbet, hotărând în mod conștient să etaleze o postură care să degajeze încredere în sine și stăpânire. La interior însă era incitat să o audă pe Pedme adresându-i un compliment indirect. Oboan întrerupse momentul respectiv, trăgându-le pe Padawan. Într-o parte, să rămâi pe nabu, îi spuse. Să nu atragi atenția. Să nu întreprinzi absolut nimic, fără să mă consulți pe mine sau consiliul. Da, maestre, răspunse anakin ascultător, deși pe din nou clocotea și era gata să se repeadă la el. Să nu facă nimic, absolut nimic, fără să anunțe, fără să ceară voie. Nu-și câștigase mai mult respect decât atâta. Nu se dovedise mai plin de resurse, un padawan în care se putea avea încredere. Voi ajunge iute la sursa acestui complot, Lady, îl auzi pe. spunându-i pe Dmei și se încruntă din nou. Nu cumva exact asta îi sugerase maestrului său, atunci când primiseră misiunea să o păzească pe Amidala. Și te vei întoarce foarte repede, o asigură Oboan. Îți voi fi foarte recunoscătoare pentru iuțeală, maestre Jedi. Anakin nu era încântat să o audă pe Pedme pomenindu-i lui. Oboan de recunoștință. Nu dorea ca Pedme să-l considere pe. O wan mai important decât pe el în întreaga lor misiune. E timpul să plecăm, rosti padawanul și porni înainte. Știu, răspunse Pedme fără să pară fericită. Anakin își reaminti că nu trebuia să ia reacția în nume personal. Pedme considera că sarcina ei era să rămână pe coruscant. Nu entuziasma ideea de a fugi de pe planetă, la fel cum nu entuziasma nici ideea ca altă cameristă iubită să fie nevoită să pășească în linia întâi în locul ei, mai ales când imaginile morții cordei nu îi se șterseseră încă din minte. Pedme și dorme se îmbrățișară iarăși. Anakin luă bagajele și coboră din navetă, pe peronul pe care -i aștepta R2, de doi. Forța să fie cu tine, spuse Oboan. Forța să fie cu tine, maestre, rosti cu toată sinceritatea Anakin. Dorea ca Oboan să descopere cine se afla înapoi a tentativelor. De asasinare, astfel încât galaxia să redevină sigură pentru pedme, dar în același timp trebuia să admită că spera ca asta să nu se întâmple prea iute. Misiunea lui l-a dusese alături de femeia pe care o iubea și n-ar fi fost fericit dacă misiunea s-ar fi dovedit scurtă, dacă alte sarcini l-ar fi smuls iarăși de lângă ea. Brusc mi s-a făcut teamă, vorbi pedme când porniră spre cargobotul spațial gigantic care avea să-i poarte către Nabu. Erdoi de doi rula înapoi a lor, ciripind vesel este prima mea misiune pe cont propriu. Și mie mi este teamă, zise Anakin apoi o privi pe Pedme și suruse larg. Dar nu-ți face griji. l avem pe R2, de doi cu noi, gluma izbuti să alunge din nou tensiunea, așteptând lângă naveta care avea să-i ducă înapoi, cei trei rămași priviră după Anakin, Pedme și R2, de doi care dispărură în mulțimea astroportului imens. Sper că nu o să încerce ceva nebunesc, rostioboan simplul fapt că putea vorbi atât de deschis despre ucenicul său. Îi dovedi lui Taifa cât de mult începuse cavalerul Jedi să aibă încredere în el. Pe mine m-ar îngrijora mai mult ea, răspunse capitanul și clătină din cap cu o expresie serioasă întipărită pe chip. Nu este o femeie care să asculte ordinele. Doi tovarăște călătorie cu temperamente identice, observă dorme. Oboan și Taifa se întoarseră să și capitanul mai clătină dată, descurajat, din cap. Oboan nu contrazise opinia dormei, deși camerista vorbise complet inocentă. Într-adevăr, pe Midala era o femeie încăpățânată, cu gândire independentă și fermă, care prefera să se încreadă mai degrabă în propriile ei judecăți decât în ale altora, indiferent care ar fi fost statutul și experiența lor. Cu toate acestea, din perechea care părăsise naveta, ea nu era cea mai îndrătnică, iar gândul acela nu-l liniștea deloc. Capitolul 11 Uriașul templu Jedi era un loc pentru meditație și instruire, dar și pentru informare. În mod tradițional, cavalerii Jedi erau păstrătorii păcii și ai cunoașterii. Într-o parte a coridorului principal al templului, sub plafoanele înalte, se întindeau compartimente cu pereți din sticlă, odăițe pentru analize, tixait cu droizii de diverse forme și mărimi, destinați unei multitudini de scopuri. Mergând prin templu, Obuan se gândea la Anakin și la Pedme se întreba, nu pentru prima și în niciun caz pentru ultima oară, dacă proceda se înțelept, trimițându-le pe padawan cu amidala. Zelul cu care Anakin îmbrățișase noua sa misiune sunase o alarmă în mintea lui Oban. totuși îngăduise misiunii să continue, în primul rând pentru că știa că el avea să fie preocupat, urmărind pistele pe care spera că le va putea descoperi aici și aflând sursa problemelor amidalei. Azi camerele pentru analize erau ocupate, așa cum se întâmpla aproape zilnic, cu ucenici și maestrii aplecați asupra studiilor. Op, am găsit un compartiment deschis, cu un droid de analiză SP-4, tipul de care avea nevoie. Se așeză înaintea consolei și droidul răspunse instantaneu, glisând o tavă. Așezați, vă rog, subiectul analizei în tava senzorială. Se auz glasul metalic. Oboan scosese deja din buzunar săgeata cu toxine care o ucisese pe metamorfa vânător de recompense. Imediat după ce tava se retrăsese, ecranul din fața lui Oboan se aprinse și începu să deruleze diagrame și șiruri de date. Este o săgeată cu toxine, îi explică lui SP4. Vreau să știu de unde provine și cine a fabricat-o. O clipă, vă rog! alte diagrame se derulară, alte date se deplasară în josul ecranului și, brusc, imaginea în cremeni, prezentând o săgeată oarecum similară. Nu era însă identică, așa încât derularea urmă. Imaginea ale săgeția părură înaintea lui Oboan, suprapuse cu diagramele unor proiectile similare. Niciuna nu se potrivea. Ecranul se întunecă. Tava glisă spre Oboan. Așa cum ați văzut pe ecran, anunță SP4, subiectul analizei nu există în niciuna dintre culturile cunoscute. Semnele de fabricație de pe proiectil nu pot fi identificate. Probabil că a fost fabricat chiar de către utilizatorul lui și astfel nu poate fi asociat unei culturi cunoscute. Îndepărtați-vă, vă rog, de tava senzorială. Scuză-mă, n-am mai putea încerca odată. Obuan nu-și putea ascunde frustrarea din glas. Maestre Jedi, arhivele noastre sunt vaste și acoperă 80% din galaxie. Dacă eu nu vă pot spune de unde provine proiectilul, atunci nimeni nu poate. Oboan luă săgeata, îl privi pe droid și oftă, fără să fie convins că era de acord cu ultima afirmație. Mulțumesc pentru ajutor, îi spuse, întrebându-se dacă SP4 era programat pentru a înțelege inflexiunile de sarcasm. Poate că tu n-ai putut spune de unde provine proiectilul, dar eu cred că știu pe cineva care mi-ar putea răspunde. Probabilitățile nu sugerează o asemenea eventualitate, replică se pe 4 și continuă imediat cu o disertație despre caracterul complet al bazelor sale de date, despre capacitățile de căutare inegalabile, despre... Era lipsit de importanță, deoarece Obuan plecase deja, mergând iute pe coridorul mare spre ușa templului. Ești fără să adreseze vreun cuvânt cuiva, pierdut în gânduri, străduindu-se să găsească focalizare. Avea nevoie de răspunsuri și repede. Știa asta instinctiv, totuși să săcăia senzația că răspunsurile nu erau necesare pentru securitatea senatorului Amidala. Simțea că miza era mai mare, dar nu putea decât să imită ipoteze despre ce ar fi fost vorba. Obsesia lui Anakin. Un complot la scară extinsă împotriva Republicii sau poate că era pur și simplu nervos, pentru că droidul SP-4, de obicei demn de încredere, de nu fusese în stare să-l ajute. Avea nevoie de răspunsuri și metodele convenționale de a le obține nu păreau suficiente. Pe de altă parte, Obuan Kenob nu era din multe puncte de vedere un jedi convențional. Deștindea să fie rezervat, mai ales atunci când se ocupa de padawanul său, fostul lui maestru, cui Gonjin își lăsase amprenta asupra sa.